Domnului Laurențiu Dimișcă, este autorul acestor minunate tablouri, care reprezintă 35 de clădiri din București. Este un eveniment pe care o să-l prezinte criticii de specialitate. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată și să vă spun că ați venit într-un spațiu pe care l-am dorit foarte mult, un spațiu care mi-aparține, de asta mi-am permis să iau cuvântul, fiind gazdă. O scurtă istorie, foarte, foarte scurtă istorie, să spun că s-a născut această galerie după o istorie de 25 de ani, istorie culturală Contrast fiind tipografia pe care am fondat-o și editura pe care am fondat-o în 1991. Și mi-am permis să fac această galerie pentru că în această perioadă am avut șansa să fiu înconjurat și să lucrez cu niște personalități deosebit de personalități marcante ale culturii românești, pe care mi-am permis să le spun și să am un ciclu în editura Contrast, valorile identității naționale. Această galerie a valorilor identității naționale vreau să o continui cu partenerii mei stabili prin acest spațiu unde sper să desfășor activități culturale, să desfășurăm activități culturale pentru a pune în valoare, cum spuneam, aceste personalități, această galerie a personalităților culturale românești. Vă rog să-mi dați voie să adresez mulțumirile mele maestru Dinu Săraru pentru încrederea pe care mi-a acordat-o acum 18 ani de a fi înrolat într-un vis frumos al dumnealui care se numește Fundația Națională pentru Civilizația Rurală Liniște Țărani, acordându-mi onoranta funcție de vicepreședinte. Am făcut mai multe proiecte împreună. Aștept în continuare să mergem pe acest frumos drum deschis de dumnealui și să continuăm împreună cu domnul general Olimpiu Dora Antonescu, care este președintele executiv al fundației. Foarte scurt vreau să prezint și am luat-o în ordinea importanței pentru mine, prezentând pe maestru Dinu Săraru. Vreau să-l amintesc pe profesorul Cornel Miftu, de președintele Fundației Imago, cu care am început în ale tipografiei acum 31 de ani. Și ultima personalitate, să spun, prietenul Laurențiu Dimișcă, pe care l-am apreciat în mod deosebit, ei doi fiind în Piatra Neamț, unde mi-am petrecut și eu stagiatura, și am descoperit în Laurențiu un potențial extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult această temă cu Bucureștii de azi, viziunea artiștilor de mâine. Sper să o continuăm la nivelul unui proiect mai vechi al meu care se numește Cu dragoste din București. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să ascultăm și vă mulțumesc foarte mult, domnule Dimitraru, că ați vrut să participați la această bucurie a noastră a tuturor. Și vă rog să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu această expoziție, cu acest loc unde dumneavoastră ați venit acum un an și jumătate. Aici vor fi și acțiunile Fundației Naționale și de Țărani, pe care cu onoare o conduceți. Vă rog, domnule Dinu Săraru.